Domnul Atsushi, când ați venit în România? Bună ziua! Când ați venit în România? Bună ziua! Anul 88. Așa. Și cum mi s-a părut România atunci? Atunci am vrut să plec după o zi. Era întuneric. Prea mult întuneric? Mai întuneric ca în Japonia? Da, la când am ajuns la otopenii nu m-am uit, trebuie să vină și de la cineva, să mă ia de la ambasada, dar a venit un domnul Sumia, este mare profesor acum, de atunci a venit cu Dacia vechi, cu întorzire de jumătate de oră și eu am vrut să plec, că era otopenii, era întuneric vezna. Era ziua, am ajuns, dar era întuneric. Am înțeles. Păi și de la întunericul ăla v-a speriat așa tare? M-am speriat. Am înțeles. De ce ați rămas plama în România? S-a făcut lumină sau de ce? S-a făcut lumină, da. Da? Și, da, din, și când s-a făcut lumină, ce ați văzut dumneavoastră când, după ce s-a făcut lumină? Voi sunteți tineri, dar eu atunci nu pot să vorbesc liber despre România sau ceva, pentru că aveați probleme. De acord, dar vreau să spun, după ce s-a făcut lumină în România, v-a plăcut România? Ce v-a plăcut în România? Mi-a plăcut România. Ce v-a plăcut? De n-ați mai plecat în Japonia? Am alt motive care n-am putut să plec cu Japonia, dar este din sângele să vă spun, mie-mi place aici și... Unde vă place mai mult, în Japonia sau în România? Oriunde. Păi nu există. Între astea două, unde vă place cel mai mult? Nu pot să cântăresc. Știți că e într-un vorbe. Unde stau, atunci acolo capitul, cum să zice. Vă place mai mult. Acolo aveți sufletul. Ubi bene, ubi patria. Unde ți-e bine, acolo ți-e patria. Da, așa este. Da? Da. Deci vă e bine la București decât la Dar Tokyo. Dar eu sunt japonez, spirit japonez, caracter românește. Cum e asta cu caracterul românesc? Caracterul românește, dacă zic ro, creier de grădiniță. E creier de grădiniță? Da. Dar asta în sens că mai sincer. Adică mințiunea se vede imediat. Aici în România? Nu care, da, nu ca la japonezii care deștept, care acoperă ca nu se vede mințiunea. Dar înțeles. Este mai sincer și e mai bine așa. Am înțeles. Vă place mințiunea pe față? Mie-mi place friptura de porc la Maramureș. Ca aia făcută în Maramureș? Sau da. Cum? Acum mai recent... Se face într-un fel anume sau? Nu trebuie nici sare, nici piper, este un gust, nu câștiga nimeni din mondial. Am mâncat și eu o grămadă la bouillabaisse, franceză, italiană, japoneză, dar din România care câștiga, porc aia era. Porc da. Aia era, porc vă place, nu? Porc, da. Da. Nimeni nu pleacă de la mine. Ce vi se pare cel mai frumos în România? Mie place România. Ce anume? Mi-mi place lumea aici. Lumea? De ce? Ce au față de sârbi? Lumea mai caldă, mai moale, mai plăcută. Care lucrurile care vă deranjează, care ar fi? Și, eu ceva la români, care mereu zic eu, și de ce trebuie urmăriți că nu sunt perfecționiști. Și orice am face aici, îi spun, dar nu se poate și așa. Adică în orice pun am... Știu. Dilează tot. Dilează tot. Nu se gândește să mai... Sârbii nu-s așa? Nu. Sârbii mai înspre nemți, mai... Să gândești la tot, să diluează. Fie diluează că e mai puțină muncă, după aceea trebuie să facă, fie că vor să facă mai simplu, sau mai repede, sau mai ieftin. Mai ieftin de multe ori. Da. Nu, deci nu puneți niciodată apă în vin sau în nu-l botezați. Nu, în orice mă refer. În orice și la bucătărie, dacă n-ar fi meșterii sârbeici într-o așa. Păi și, da, și dacă stau un an, doi... De ce că e mai ușor așa? Dar dacă stau un an, doi, nu se românizează, nu încep și ei să se ia după românași? Nu, sunt niciodată. Se țin tare pe poziție? Se țin tare pe poziție, nu... Să sunt tare și... Păi nu că... Trebuie supravegheați. Cu totul că avem o influență, știți? Dar avem caracterul nostru cu care am venit. Știți? Dacă duceți aici un nemț, nemț moare, da? Așa. Am avut rege, da? Cu totul că o să, dacă se zicem în Germania, ei o să vadă că are o tentă, o nuanță a mai luat ceva. Mai moale la lucru, a mai fi mai tolerant spre greșeli, spre ceva. Știți? Ce sunt nemți. Da, da. Fiecare bucur are explicația lui. Știți, acum când îi spuneți la cineva, băi, ăsta e nemț. Să știe ce înseamnă. Când îi spuneți la cineva că ăsta e sârb, cam vă dați seama ce-i bate capul. Da. Sau când spuneți, nu știu dacă am văzut, spun țigan.
Pe, cum sunt dacă... Țigan. Da. Să știi ce caracterizează. Da. Deci, astea sunt caracteristicile poporului lor. De asta nu putem să facem. Astea sunt lucruri care ne caracterizează și astea ne convine, nu convine, așa se vede. Ce vă place cel mai mult în România și ce vă displace în România? România, această țară minunată, mie mi s-a potrivit exact ca la pod. Este o țară enigmatică, unde oamenii, pe de-o parte, pleacă din țară, emigrează pe capete, dar pe de altă parte vin oamenii, ca mine. Deci eu, în loc să plec în altă parte, deși am avut posibilitate de a munci în America, în Canada, unde am tot colindat, copil crescut la Paris cu părinții mei, uite că am ales să stau aici pentru că, unu, poporul este minunat. E un popor cald, e ca un popor, ca poporul congolez. Deci ce se întâmplă aici exact ca în Africa, unde bați la orice ușă, dacă ai nevoie de un pahar de apă, românul îți deschide gura, ușa și îți dă un pahar cu apă. Mă înțeleg foarte bine, românul e tolerant. Dumneavoastră sunteți cu apa, acolo e criză de apă și ați da, rămas cu apa. Așa este. E, partea nasoală este că România, bineînțeles, mă refer la partea negativă, e această democrație sau așa zisă democrație care este înseleasă pe dos. Deci noi români, că pot să spun de noi români pentru că sunt și eu român de câțiva ani, cu acte în regulă, nu că aș fi trăit aici la negru, nu, am trăit tot timpul. Fiind negru, nu puteți să trăi decât la negru. Oficial aici, dar oamenii n-au înțeles ce înseamnă democrație. Democrație nu înseamnă a deranja celălalt, vecinul, dai muzica la maxim, închizi un bulevard ca să faci o nuntă, o anumită parte a populației, da, mă refer, nu vreau să... Puțin să mai albă ca dumneavoastră. Sper că nu v-ați gândit la țigani cumva, pentru că sunt prietenii mei țigani, eu nu fac ură de rasă. Ei sunt un pic supărat pentru că eu sunt mai negru decât ei, da. De-aia îmi permit să le spun lor, tuturor țiganilor, că eu sunt nașul lor. Pentru că sunt un pic mai închis la piele, dar atenție, da. Eu sunt negru la față, dar alb la suflet. La suflet, da. Așa este. Corect. Cum sărbătoriți dumneavoastră, congolez fiind român, ziua României pe 1 decembrie? Eu n-aș vrea să spun că 1 decembrie ar fi trebuit sărbătorit cu fast. Nu. Având în vedere că este criză, iar criza este mare, se simte prin buzunar, aș vrea că ziua României se poate sărbători un fel altfel. Să nu mai mergem spre porcul. Hai să încercăm să tăiați un tigru la grătar. Să tăiem un tigru. Frumos, să știți, da? Ce bun este. Încercați. Nu pot să termin acest interviu fără să spun la mulți ani, România, vă iubesc și mă doare. Antonio, ce-ți place în România cel mai mult? Facem mai devreme, dacă în ultima vreme, suntem mai repede dacă mi-ai spui ce nu-mi place în ultima vreme. Ok, ce nu-ți place? Adică, până acum 2 ani îmi plăcea tot, aproape. În ultima vreme sunt foarte multe chestii că nu mi-a place, lumea a început să fie egoistă, a început să fie rea, a început să fie... O fi din cauza banilor, criza financiară. Sigur, adică... În Italia nu s-au schimbat oamenii din cauza crizei? Nu, nu. Mai ales că în Italia se vorbește de criza financiară, dar în zonele operative din Italia, cum poate să fie un Milano, un zona Veneto, Bologna, zona Adriatică, criza a trecut de mult, să știi, adică s-a început de mult, lumea s-a pus manicile în sus și a început să rezolve, da, a început să rezolveze, se rezolve și a început să lucrează, pentru că criza nu este ceva că tu nu-l vezi și n-ai ce face cu ea, trebuie și tu, adică vorbesc de comunitate, da, să... trebuie să... sare un chef de a ieși din criză. Cheful că nu prea îl vede în România, capiși? Asta e un sentimentul meu personal. Nu mi se mai iertați. Da, da. Păi avem dreptul la sentimente și la păreri, opinii. Exact. Asta e o părere mea personală. Ce v-a făcut să veniți în România? Și mai ales și să rămâneți în România, că de venit mai veniți. Eu când am venit aici, am venit pentru un contract de 3 luni și trebuia să plec. Contract pentru ce? Bucătărie? Ce? Nu. Acum 20 de ani mă ocupam cu altceva, aveam făcut o pauză cu bucătăria și am făcut o pauză de 9 ani. Din 82 până în 91. Și sincer să-ți spun, când am venit aici am rămas uimit de câta cultură era
decât arte, de o grămadă de chestii foarte, foarte, foarte interesante. Păi, și voi le aveți, chestia păi asta. Și lucrurile nasoale nu v-au marcat? Gropi în asfalt, mizerie, câini, vagabonzi. Câți ani? Câți ani ai tu? 33. Da, se vede, pentru că când am venit eu, tu aveai 13 ani. Da. Și pot să te garantez că tot arata mult mai frumos decât cum arată acum. Mult mai curat, nu erau câini vagabonzi, nu erau prea mulți vagabonzi pe stradă. Asta fix în 90. Fix în 90, da. Te vorbesc de Timișoara. Timișoara... A, păi, dar nu vorbim de Timișoara, dar e altceva. Deci ați mers în Timișoara? Da, da. E, păi trebuia să spuneți de la început, că nu se pune. Adică? Nu se pune, Timișoara e altceva. No, eu cred că tot orașul, am fost și pe perioada aia, am fost și la Cluj, am nici fost așa. La Târgu Mureș. La Lehliu, la București, la... La București, la experiență că am avut Craiova, Slatina. Stai. La București am avut o experiență bestială în 91. Da. Am venit să vizitez pe niște prieteni. Da. Și m-au invitat într-un local de noapte. La ora 9 seara am început să vorbim de afaceri. Imediat. Pe la ora 12 noapte deja aveam 2-3 linii din astea aeriane. Le cumprasem deja. Pe la ora 4 dimineața eram cu petrol, cu de toate și la ora 5 jumate i-am dat notele de plată. Deci asta era ambianța din București de perioada respectivă. România de atunci, pentru asta spun că tu aveai 13 ani, era o România superbă, că visa foarte mult. Și din momentul în care mie îmi place visurile, de ce îmi place visurile? Pentru că nu se poate realiza ceva dacă nu visezi. Evident, da. La bază de toate este un vis. Italia nu mai visează? Italia nu mai visează. În anumite zone mai visează, să știi. Sunt niște zone din Italia unde este o calitate de viață așa de frumoasă, care tu nici măcar te-l închipi. Păi și unde e calitate bună de viață, mai ai chef să mai și visezi la mai bine? Eu zic că unde da, e rău visezi. Pentru că chiar calitatea aia bună de viață te permite să te împlinești visurile. Adică nu totdeauna tu visezi, stai atent, da. Nu visezi totdeauna la mai bine. Visezi la ceva, la un proiect, o carte, da. Un CD, 10 melodie, un drum nu știu unde, înțeles. Un an de mers cu barca. Înțelegi? Nu e vorba de mai bine. Și pe atunci, lume, în anii 90, nu visa numai la mai bine. Crede-mă. Visa să se dezvoltă anumite chestii.